And before the basketing, the 2 days before the basketing, at the night, I think it's very important to give a little bit corn after the eating. After eating, 10 minutes or 20 minutes after, I go in the loft and I put corn on the roof, and all the pigeons eat more. The corn is very important for medium distance and long distance. This is a good source of energy. O recomandare, cu două zile înainte de îmbarcare, doar după masa de seară, la 10 minute după ce termină de mâncat prima hrănitoare plină, revine cu o completare de porumb. Cu porumb roșu. Completează cu porumb roșu ultimele două zile înainte de îmbarcare și consideră că acesta este un supliment energetic foarte bun la distanțele pentru demi-fond și distanță fond. Deci demi-fond fond. And I think I made also two big mistakes in the past, and I see many people make the same mistake. You know, there are many products on the market. There are too much product in the market, and they are all beautiful. But I think we use too much complement. You make the body dirty with too much. In the past, I make every day, I put this, because I think, it will be better. This is the worst thing you can do. You must be very prudent with the complement. They only need 2 days when they come back, and only need 1 or 2 days before basketing. But during the waiting before basketing, they need nothing else than food and water. This is a big mistake. Deci dacă spunea că a remarcat o greșeală pe care foarte mulți golungofili o fac în ziua de azi, greșeală pe care și el obișnuia să o facă, și anume la sistemul cu îmbarcare săptămânal, obișnuia să dea, sau alții obișnuiesc să dea în fiecare zi produse complementare în hrană, apă, dar în fiecare zi. Faptul că se dau în fiecare zi, el crede că aceste substanțe, de fapt, îngreunează și murdăresc organismul porumbelului, nu-l purifică. Motiv pentru care el recomandă să se dea primele două zile după ce porumbelul ajunge și ultimele două zile înainte de îmbarcare. Practic, mijlocul săptămânii, ceva, luni, marți, miercuri sau marți, miercuri, să fie zi fără niciun fel de produs, apă curată și mâncare light. One thing is very important also, I think, you must give top quality food. I think this is a good way for success. This is the quality of the food. It's maybe, I know the food is expensive, but I think it's a good way to keep a little bit less pigeon and to give top quality food. You don't have to calculate about the quality, because pigeon, if they don't like the food they eat, they don't eat correctly. And also a big mistake is to don't change the composition of the food. They are made, the factory make the good composition in the food, you don't have to change. Ne recomandă să nu facem în niciun fel rabat de la calitatea mâncării. Recomandarea este să știe că prețul unei mixturi complete și de foarte bună calitate este destul de ridicat, dar pentru calitate nu există niciun fel de rabat. Adică nu poți discuta mai bine, mai limit din porumbei, ții mai puțin porumbei, dar hrana trebuie să fie de cea mai bună calitate. Tot ca o recomandare este să nu interveniți în rețeta fabricilor care produc hrana, pentru că ei știu exact ce trebuie dat, când trebuie dat. Adică respectați instrucțiunile în tocmai, nu încercați să faceți dumneavoastră experimente. Pentru că aveți totul acum, există foarte multe mixturi, nu vorbesc neapărat de o companie, nu vreau să dau niciun lucru. And I also think it's important when you begin with a type of food, like Bayer's, Berger or Natural, you must eat the same fabric all the year. Because when they make a sport mixture,
or dark mixture, they are complementary. If you buy light food from this factory and racing food from this factory, you make a big mistake, because when they make the programmation, they calculate the diet mix will go with the good food. Și atunci când începeți să folosiți o hrană de la o anumită companie, indicația lui este să folosiți acea, sau produsele de la acea companie până la sfârșitul anului, pentru că mâncarea light de la o anumită companie este diferită de mâncarea light de la o altă companie și fiecare companie își face rețetele. De exemplu, luni, marți, miercuri dăm hrana asta, ca de joi să o dăm pe cealaltă și iau anumite calcule făcute în spate care o să vedeți că nu se cumpă de la Bayer's cu cei de la nu știu eu care, Versele sau altă companie. Deci de aceea, dacă ați început cu un tip de hrană, mergeți pe compania respectivă, pe brandul respectiv. And thank you very much to hear me for this little speech. If some people have some question about what about, they can come and we are there for speaking in pigeon. This is no problem. And really thank you for the organization. François Michaud, mulțumește foarte mult pentru atenție și pentru prezență, invitația de a fi prezent astăzi aici. Și dacă cineva din public dorește să pune o întrebare punctuală vis-a-vis de hrana porumbeilor de concurs, vă invităm să o faceți acum. Vă așteptăm cu întrebări. Este cineva care are vreo întrebare de pus lui François Michaud? Dacă nu aveți în momentul acesta o întrebare, îl găsiți alături de noi pe François Michaud la standul acesta și puteți pune întrebările direct acolo. Mulțumim pentru prezență și vă invităm să fiți din nou alături de noi aici, în zona centrală, la ora 14 pentru unul din momentele așteptate, dorite și sperăm noi și încununate de succes, momentul tombolei acestei expoziții. Mulțumesc foarte mult! Face față la acest fel de evenimente. Deocamdată, la nivelul județului Prahova, nu avem decât un singur arbitru, așa că apelăm la vecinii noștri din Dâmbovița. După jurizoarea care a durat în jur de aproximativ 3-4 ore, arbitrii noștri au decis următoarele locuri la mascul. Locul 1, Nistor Radu Rareș, de la Clubul Viitorul Băicoi. I-a pus și placheta respectivă. Locul 2, Dumitrache Mihai, de la CSC Bucheni. Iar la locul 3, după cum observați, au fost doi mascul, aceeași, a avut același punctaj. Și atunci cei doi vor fi premiați împreună. Stan Valentin de la Clubul Cărbunești și Licuță Cristian de la CSF Cirna. La femeile n-am sărit mai departe de tot aceste zone, să zic așa. Locul 1, Preda Florin de la Cărbunești. Locul 2, Bucur Georgiana, tot de la Cărbunești. Iar locul 3 a fost ocupat de domnul Vasiliu Bogdan de la Slănic. Deci aceștia au fost porumbeii care au fost, să zic așa, campionii la categoria standard. Înțeles că aceasta este o categorie FCI care se premiază cu cupă. Este cam singura care se premiază cu cupă. La nivel de balcanială pe care o avem în 8-9 februarie, la Chișinău, lotul nostru național, format din porumbeii de la Uniune, vor participa acolo, unde de asemenea vor fi jurizați și pot veni și ei cu premii. În lotul național, din câte știu eu, avem și noi porumbeii în Prahova. Sperăm să fie campionul și cineva acolo. Deci dacă mai este ceva, vă anunțăm. Rugămintea este, cum a apelat și domnul doctor, în limita posibilităților, începem să dăm drumul și la tombolă, toată lumea să fie pregătită, cum să zice, cu ochii. Vedeți și dumneavoastră, am încercat și anul ăsta să venim cu ceva, nu? Ca de fiecare dată, nu numai locația, am făcut și balanele acestea ca să atrag atenția porumbeilor. Sunt porumbei destul de mulți, niciodată n-am avut atât de mulți porumbei. Porumbei valoare,
atât național cât și internațional. La ora 14, nu? Deci, după cum a anunțat și domnul doctor, vă așteptăm la ora 14, iar rugămintea este să profitați de timpul care a mai rămas și să vă mai încărcați, să zic așa, cu lumearele, cu bilete, atât la această tombolă, cât și la super evenimentul care va avea loc în seară, începând cu ora 16, la locația de peste drum.